Persoanele cu dizabilități din județul Neamț vor avea șansa din acest an de a intra gratuit la muzee, spectacole, competiții sportive, teatre, atât din țară cât și din Europa, în baza cardului european pentru dizabilitate. Facilitatea se adresează tuturor persoanelor cu handicap, indiferent de tipul și gradul acestuia, atât pentru copii cât și pentru adulți, și are scopul de a asigura mobilitatea persoanelor cu dizabilități și de a veni în sprijinul lor pentru a avea o viață cât mai activă. Inițiativa emiterii acestui card aparține Autorității Naționale pentru Persoanele cu Dizabilități, iar implementarea va fi posibilă printr-un proiect finanțat de Comisia Europeană, lansat în luna martie acestui an. Este un proiect pilot la nivel european pentru asigurarea incluziunii sociale prin participarea la evenimente culturale, sportive și de petrecerea timpului liber a persoanelor cu dizabilități, ce se va desfășura în România și în alte state membre UE: Slovenia, Cipru, Belgia, Italia, Estonia, Finlanda și Malta. Motoul proiectului este Fără bariere prin Europa și invită la o călătorie de cunoaștere, socializare și extindere a propriei lumi. Marți 19 aprilie, la Iași, a avut loc o întâlnire a reprezentanților Direcțiilor Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului din județele Moldovei pentru a stabili etapele de implementare a acestui instrument destinat persoanelor cu handicap. Concret, începând cu luna august, vor fi emise primele 50.000 de carduri la nivel național, în medie aproximativ 1.000 în județul Neamț, în baza cererilor adresate de către persoanele cu handicap, acordarea lor făcându-se în ordinea solicitărilor. Tot câte 50.000 de carduri vor fi emise și în celelalte țări europene ce fac parte din proiect. Lista muzeelor, evenimentelor și competițiilor care acceptă astfel de carduri, atât în țară cât și în Uniunea Europeană, va fi disponibilă și actualizată permanent pe site-ul Autorității Naționale pentru Persoanele cu Dizabilități. În județul Neamț sunt peste 19.300 de persoane cu handicap, dintre care mai bine de 2.000 sunt copii.